Accident în Las Vegas, lângă hotelul unde se organiza competiția Miss World. O șoferiță a omorât o persoană și a rănit alte 36. Conform polițiștilor, 7 persoane sunt în stare critică. Nu a fost un act de terorism. Această ipoteză a fost exclusă, a declarat presei comandantul adjunct al poliției Brett Zimmerman. Dar poliția consideră că ar putea fi vorba despre un act intenționat. Traficul a fost închis la locul accidentului. O biserică protestantă din Berlin a ținut o slujbă cu tema Star Wars. Preoții au ținut predica având săbii laser în mână, iar credincioșii erau deghizați în eroi din peliculă. Apoi au susținut slujba despre lupta dintre bine și rău. Cu cât vorbim mai mult despre film, cu atât descoperim mai multe trimiteri la tradiția creștină, a explicat unul dintre pastori. Franța a adoptat o lege care interzice manechinele prea slabe. Orice încălcare a acestui articol se pedepsește cu 6 luni de închisoare și 75.000 de euro amenda. De asemenea, se vor aplica amenzi și pentru pozele modificate în Photoshop. Italia, Israel și Spania au deja legi ce țin departe de podium modelele prea slabe. În Franța, între 30.000 și 40.000 de persoane adolescente, 90% din cazuri, suferă de anorexie mentală, una din patologiile psihiatrice cu cele mai înalte rate de mortalitate, conform AFP.